Istoria antibioticelor, anti-împotrivă, bioviață, în sensul de substanțe capabile să distrugă bacteriile, să împiedice multiplicarea acestora și să ajute sistemul imunitar să facă față bolii, nu este atât de veche pe cât am fi tentat să credem. Este adevărat că încă din antichitate oamenii au căutat tot felul de remedii pentru diversele boli, de la ierburi, usturoi, mucegai, la ochi de salamandră, dar rezultatele erau temporare sau nemulțumitoare. În secolul al XVI-lea, Paracelsus, medic, astrolog, alchimist elvețian, consideră că diverse substanțe chimice toxice în cantități mari, printre care și mercurul, folosite în anumite doze, ar avea proprietăți vindecătoare. Pe la sfârșitul secolului XIX, mai mulți oameni de știință au constatat că solul, în care se adăpostesc o mulțime de bacterii și de ciuperci nevătămătoare, nu acceptă bacterii responsabile de declanșarea unor boli, pneumonie, tuberculoză, sifilis, tetanos, etc., intuindu-se că în loc de a se căuta substanțele anorganice în coloranți, de exemplu, în scop terapeutic, mai bine s-ar cerceta posibilitatea extragerii unor compuși organici. În 1877, Pasteur și Joubert, injectând animale cu bacterii de carbon, Bacillus anthracis, au constatat că acestea împiedicau dezvoltarea bolii bacteriene. 10-12 ani mai târziu, românul Victor Babeș a demonstrat că anumite bacterii saprofite inhibă dezvoltarea Microbacterium tuberculosis. Câmpul cercetărilor era însă atât de vast încât nu s-a ajuns la vremea respectivă la niciun rezultat. În 1922, Alexander Fleming, bacteriolog de origine scoțiană, a reușit să izoleze din lacrimi o proteină numită lizozină, căreia nu i-a găsit însă nicio utilitate practică. În căutarea unor substanțe care să ucidă bacteriile, în 1928, într-un mod cu totul întâmplător, se întorcea din vacanță și s-a dus să vadă în ce stadiu sunt culturile sale de bacterii. Fleming a descoperit în mucegai antibioticul care a revoluționat istoria medicinei, penicilina. Aceasta distrugea numai anumite bacterii, fiind total inofensivă în privința altora și, mai important, nu ataca deloc globulele albe. Această descoperire a atras atenția și altor specialiști, biochimistul Ernest Boris Chain și medicul australian Howard Walter Floney, aceștia împreună cu Fleming reușind să izoleze penicilina, pe care au și folosit-o în tratarea soldaților în timpul celui de-al doilea război mondial. Toți trei, pentru această descoperire epocală, au primit în 1945 premiul Nobel pentru fiziologie și medicină. Începând cu 1942, marile firme farmaceutice americane au început să producă penicilina, estimându-se că speranța de viață a crescut datorită acestui antibiotic cu 15%. Cam în aceeași perioadă, cu Fleming, René Jules Dubois, medic francez, a descoperit într-o substanță produsă de una dintre bacteriile din sol alte două antibiotice, tirocidina și gramicidina, iar în 1943 biochimistul ucrainiano-american Shelman A. Waxman a izolat streptomicina. În anul următor, americanul Benjamin Dugar a găsit primul tip de tetraciclină. De aici înainte, numărul antibioticilor obținute din ciuperci, bacterii din sol, usturoi sau din compuși anorganici a devenit din ce în ce mai mare. Istoria recentă a antibioticelor. Fiecare antibiotic acționează preferențial, este transformat și apoi eliminat de organism, dar are totodată și efecte secundare, reacții alergice, toxicitate pentru rinic, ficat pentru sistemul digestiv. Multe astfel de medicamente prezintă și contraindicații, în sensul că nu trebuie folosite în anumite circumstanțe, de către gravide, copii, în caz de insuficiență renală, hepatică, etc. De asemenea, pe măsura folosirii tot mai frecvente a antibioticelor, uneori preventiv sau excesiv au apărut și bacterii rezistente, acestea modificându-și destul de ușor materialul genetic, de aceea eficacitatea anumitor antibiotice în numai 20 de ani a scăzut cu 50%. Este motivul pentru care căutarea altor soluții a altor antibiotice este o problemă de actualitate care îi preocupă pe oamenii de știință. Pe de altă parte, există nenumărate boli pentru care încă nu s-au găsit vaccinuri. Virusul imunodeficitar HIV, Plasmodium, generator al bolii paludism, malarie, din pricina căreia pe planetă încă mai mor milioane de oameni. În anii 90, statisticile au mai arătat un lucru ciudat, că aproape 50% dintre antibioticele vândute la nivel mondial erau destinate uzului veterinar, unele folosite ca aditivi în alimentația animalelor, adică o cantitate uriașă
uriașă care se regăsește în anumite forme în carnea pe care o cumpărăm din magazine, ceea ce înseamnă un pericol potențial pentru calitatea hranei și a sănătății oamenilor. Așadar, au trecut mai puțin de 100 de ani de la descoperirea primului antibiotic, penicilina, și această scurtă istorie a arătat necesitatea de a se găsi alte și alte soluții într-un sistem extrem de dinamic, precum cel al medicinei. La Universitatea din Nottingham, Marea Britanie, de exemplu, în prezent se cercetează posibilitatea de a extrage substanțe pe baza cărora să se fabrice antibiotice din creierul insectelor, mai ales din cel al gândacilor de bucătărie și al lăcustelor, care, mai ales gândacii, umblă prin locuri insalubre unde întâlnesc diverse bacterii și în felul acesta au dezvoltat sistem de protecție. Extractul din creierul acestor insecte, spun specialiștii, este capabil să distrugă 90% din bacteriile rezistente de Staphylococcus aureus și Escherichia coli, fără a pune în pericol celulele umane. Un grup de cercetători de la Universitatea McMaster din Canada au descoperit într-un lac dintr-o grotă din Mexic bacterii rezistente la antibiotice, unele chiar la 14 antibiotice, deși locul a fost până nu demult inaccesibil oamenilor, ceea ce înseamnă că rezistența la antibiotice este codată în genomul bacteriilor, probabil de milioane de ani. În timp ce omul analizează această problemă în mod științific abia de aproximativ 70 de ani. Progrese majore nu au fost făcute în zona antibioticelor în ultimii 20-30 de ani, dar probabil că există în mediul natural multe antibiotice care așteaptă să fie descoperite pentru a trata boli considerate în prezent incurabile.